În urma tragediei petrecute noaptea trecută, când mașina unei șoferițe aflate sub influența alcoolului a lovit o echipă de angajați ai Citadina aflați în timpul lucrului, iar patru dintre aceștia și-au pierdut viața, primarul Mihai Chirica solicită autorităților centrale să adopte măsuri urgente pentru diminuarea numărului accidentelor rutiere. Este una dintre cele mai negre zile ale serviciilor publice din Iași. Oameni care au murit la datorie, ca să vorbesc și în acești termeni. Din păcate s-au dus persoane care au lucrat peste 20 de ani de zile, și ingineri și muncitori, unii în pragul pensiei. Abia angajat, inginerul cunosc de 20 de ani de zile și uitați ce s-a întâmplat. E un mare semnal de alarmă. Am mai spus de fiecare dată, trebuie să schimbăm legislația rutieră, să putem să punem amenzi și în lipsa agentului de poliție, pentru că ea venea cu viteză foarte mare de pe tot. Procurarul ar fi putut fi sesizate prin radare fixe, vorbim despre asta de ani și ani de zile, toate țările pot, noi nu putem.